Ascultându-o pe doamna Lidia Stoicescu, m-am întrebat dacă mai avem acest simțământ de a gusta frumosul. Atâtea cuvinte frumoase, atâta frumusețe în jertfa martirilor vâncoveni și mai ales această atmosferă împreună cu Sfinții vâncoveni, care într-adevăr, înseamnă, așa cum s-a spus, priveghere. A privegea înseamnă a avea răbdare, a gusta frumosul și a te așeza. Cuvântul doamnei Lidia Stoicescu ne-a arătat că trebuie să ne așezăm și că pentru a ne așeza avem nevoie de credință, de nădejde și mai ales de smerenie și răbdare. Ne invităm acum din nou pe Tomi Cristin pentru un nou. Thank you.